Cum era aia rusească? Râjei, râjei, ca na pate ubil dedușcu la pate. Aia dedușcu ne bil, aia dedușcu lubil. А если вся земля будет конопатой, то откуда же на всех набрать лопат? Да? А я рефертор ла альфа. Фиекаре е альфа. Ну ка се креде. Ар фиекаре е альфа. Ши... Уйте ла, рефертор ла пандемия. Фак о паралела. Е аша, да? E de fapt suprapus. E prima pandemie, dar se repetă cercul, nu că se repetă. Tu n-ai de ales, asiști și la al doilea cer, la al treilea, la al patrulea, da? Suprapus de pandemie și de... pentru că fiecare se trezește virusat. Știi ce zic? În inversie e cumva cu virusul, da? Fiecare se trezește în libertatea lui și e virusat fildul. Fiecare se trezește, e denumirea alfa, beta, alfa, cum e delta, care după unul, după altul, știi ce zic? Și fiecare se simte primul. Și tu, conștiința colectivă, fiecare, da? Suntem, asistăm la ce avem de făcut și prin ce să trecem, știi? Asta se întâmplă și e foarte, foarte tare, da. Da, am văzut o poză, a apărut acum și m-a derutat un pic, dar nu așa, nici nu m-am gândit în direcția aia, mă gândeam la ce am de făcut. Nu mă mai deranjează nimic și nimeni. Da. Da. Asta ziceam referitor la denumirile, cum urmează pandemia și cum... Și cine e foarte puternic, field puternic are, da, energetic... Din cauza lui, trezirii lui, se întâmplă încă un șuvoi bezmetic puternic. Știi ce zic? Și n-are vină nimeni. Nu e nicio vină. Și prășul iubiți jalăvă, ce se întâmplă în lume? Vă rog să primim așa cum este, cu respect fiecare trezire a fiecărui om. E minunată și e... Da? E cumva, fiecare știe că e prima, a fost a doua, a doilea val, al treilea, nu știu ce și nu știu cum, da? Dar ăla care se trezește nu s-a trezit, a? Ce zici? S-a trezit într-o lume cu nu știu câte valuri. Eu am pățit când am zis că nu vreau să mi se pună injecție, am fost aruncată, mi s-a dat o palmă, da? Universală, interstelară și am fost aruncată 4 ani înapoi, 10. Și am senzația că de 20 de ani purtăm mască și am primit și vaccinele necesare și tot așa și tot așteptăm să se trezească, intrăm într-un cerc vicios, da. Accept și asta. Înseamnă că despre asta e vorba în perioada aceasta minunată. Da. E ca și cum atâta are nevoie până se clocește ouă și iasă puiul, știi? Ceva de genul și apare pământul ăla minunat. Acceptăm tot ce se întâmplă. Bun.